Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ce face Jim Carrey? Rupe tăcerea despre Illuminati, grupul ocult care veghează destinele omenirii de mii de ani. Bohemian Grove. În fiecare an, un grup de oameni implicați la cel mai înalt nivel în politică și finanțe se întâlnesc în secret într-o zonă din California și asistă la tot felul de ritualuri, care mai de care mai ciudate. James Eugene Jim Carrey, născut pe 17 ianuarie 1962 la Newmarket, Ontario, Canada, este un comedian și actor de film canadiano-american. Primele sale roluri principale au fost în comediile Ace Ventura, Detectivul Pește, Tântălău și Gogomanul, Masca, Ace Ventura, Un nebun în Africa. Carrey a avut succes și în filmele dramatice, ca The Truman Show, 1998, Omul din Lună, 1999 și Strălucirea Eternă a Minții Neprihănite, 2004. De-a lungul carierei a câștigat și a fost nominalizat la multe premii, care includ BAFTA, Globul de Aur, premiile MTV, etc. Cum vă spuneam, Carrey s-a născut în Newmarket, Ontario, Canada. Are trei frați mai mari, John, Patricia și Rita. E catolic și are strămoși franco-canadieni. Când familia sa s-a mutat în Scarborough, Ontario, Carrey avea 14 ani, frecventa o școală catolică din New York, unde stătuse timp de 2 ani. Se înrolează la Institutul Agincourt pentru încă un an, după care frecventează Northview, o școală secundară. Carrey a locuit în Burlington, Ontario, timp de 8 ani și frecventa liceul Aldershot. Carrey a fost căsătorit de 2 ori, prima dată cu actrița Melissa Womer, cu care are o fiică, Jane Erin Carrey, născută pe 6 septembrie 1987 în Los Angeles. S-au căsătorit pe 28 martie 1987 și au divorțat la sfârșitul anilor 1995. Carrey a început să se întâlnească cu actrița Lonnie Holly, cu care s-a și căsătorit pe 23 septembrie 1996, dar căsătoria a durat mai puțin de un an. Apoi a început să se întâlnească cu actrița Renee Zellweger, relația sfârșindu-se în decembrie 2000. În timpul anului 2004, Carrey se întâlnea cu Tiffany O'Silver. În mai 2006, revista Playboy menționa că se vedea și cu modelul Anin Bing. În decembrie 2005, Carrey a început să se întâlnească cu actrița modelul Jenny McCarthy. Nu și-au făcut relația publică decât în iunie 2006, spunând că nu se vor căsători, ci doar vor conviețui împreună. Este un fan al formației metal Cannibal Corpse. Într-una din aparițiile sale publice din emisiunea lui Jimmy Kimmel, Jim Carrey a decis să dezvăluie telespectatorilor câteva secrete mari din interiorul Hollywoodului, care este controlat de către Illuminati. La intrarea pe scenă, Carrey înaintează spre Kimmel și face un gest din mâini. Mulțimea a strigat și l-a aplaudat, jubilând intrarea și gesturile făcute, și nu a fost clar dacă au țipat, fiind conștienți de simbolul făcut din mâini, sau dacă au fost pur și simplu încântați să vadă actorul după ce a stat în ultimii ani la distanță de platourile de la Hollywood. Înainte de a intra în dialog cu moderatorul emisiunii, Carrey petrece o perioadă lungă de timp făcând din mâini un simbol sub forma unui triunghi, în timp ce scoate limba prin centrul triunghiului, timp în care Kimmel îl privește curios din spatele biroului. Publicul în cele din urmă se calmează, după care Carrey ia loc la biroul lui Kimmel, iar apoi Kimmel întreabă: ce este acest semn mai exact? Carrey se uită surprins la Kimmel. O, parcă nu știi ce este, glumește el. Kimmel răspunde: nu, chiar nu știu. Deci tu nu știi ce este? Jimmy Fallon nu știe, David Letterman nu știe ce este, toate benzile desenate din showbiz nu știu ce este acest semn, continuă Carrey în timp ce a arătat triunghiul din nou. Pentru cei care nu știu la ce se referă Carrey, triunghiul cu un simbol în mijloc, de obicei un ochi, reprezintă Illuminati, un fel de guvern ascuns care are legături în cele mai mari industrii de astăzi, inclusiv în sistemul financiar, în divertisment, în industria militară și chiar în sistemul religios. Simbolurile Illuminati au devenit omniprezente la Hollywood, așa cum se vede în foarte multe filme, emisiuni de televiziune, videoclipuri muzicale și chiar spectacole live. După ce Kimmel continuă să nege că nu știe ce se-mi face Carrey, Carrey dezvăluie în cele din urmă: hai, Jimmy, am venit aici pentru a dezvălui toată treaba asta. Sunt bolnav și obosit de secrete și minciuni. E simbolul secret al Illuminati și tu faci parte din toată treaba asta. Și face din nou semnul batjocoritor. Audiența izbucnește în râs. Carrey continuă să explice cu un ton nu așa de grav câte mulți oameni din industria de divertisment au fost angajați de guvern pentru a distrage atenția maselor, de a ne face pe noi fericiți și docili, astfel încât să nu știm ce se întâmplă pe la spate cu adevărat. Carrey mai adaugă de asemenea că ei decid aceste lucruri. Uitați-vă ce fac în pădure, dezbrăcați. Mai departe, Carrey arată că Illuminati încearcă să transforme masele în drone de consum, primind un apel telefonic fals la care se face că răspunde:
Privim cum fața lui se transformă imediat într-una serioasă, iar Kimmel curios întreabă cine a fost. Kerry este acum ca un zombie și apoi se întoarce către Jimmy și îi spune: îmi pare rău, Jimmy, am fost temporar întrerupt de iPhone-ul 6 Plus cu afișaj HD. Publicul erupe în râși urale. Scena se încheie cu o referire la noul său film, Dumb and Dumber, lăsând publicul bine dispus. Câte adevări în spatele glumei lui Jim Carrey. Deși a existat o nuanță aparentă de umor la reprezentația lui Carrey, multe dintre lucrurile pe care le-a menționat sunt de fapt bazate pe un mare adevăr. Termenul Illuminati vine cu conotații de conspirație, cu toate acestea, termenul pur și simplu se referă la bancherii sataniști de la cel mai înalt nivel, care dețin controlul pe majoritatea planetei. Rothschild și Rockefeller pentru a-i numi pe cei mai importanți. Cum este menționat mai sus, aceste familii au legături practic cu fiecare industrie care există azi, inclusiv la Hollywood. Originele acestor familii sunt de asemenea conectate la organizații oculte ezoterice, cum ar fi masoneria. Aceste simboluri oculte, cum ar fi triunghiul și ochiul atot văzător, de acolo își trag originea. Teoria afirmă că mulți aspiranți la Hollywood afișează aceste simboluri pentru a-și arăta loialitatea față de elita globală și să fie văzuți mai bine în cadrul industriei. Unii ar putea crede că Jim Carrey a făcut mișto de cei care vorbesc despre Illuminati, însă având în vedere că același Carrey e cunoscut public pentru implicarea sa în cadrul Mișcării pentru Adevăr, am putea să ne întrebăm în mod natural dacă această apariție publică a fost o tactică planificată pentru conștientizarea publicului în legătură cu elita globală. Nu știu dacă ce a făcut Jim Carrey, o batjocură la cei care au deschis ochii și au văzut realitatea care ne înconjoară, sau pur și simplu a fost un mesaj cât se poate de clar către cei care conduc lumea, cum că el ar ști despre aceste lucruri și vrea să le expună și public. Dar un lucru e cât se poate de real, ceea ce a declarat este realitatea cruntă în care ne aflăm și toate aceste aspecte prezentate mai sus sunt adevărate, nici de cum doar simple teorii ale conspirației. Vedete din industria muzicală care și-au vândut sufletul și fac parte din Illuminati. Kendall Jenner, sora de mama a lui Kim Kardashian, a postat o fotografie pe Instagram în care își expune tatuajul cu Bahamut. Beyoncé recunoaște într-un interviu luat de Oprah Winfrey că face parte din Illuminati. Avem și alți artiști care știu cum stau lucrurile, cum este solistul de la Korn. Obama este o păpușă Illuminati. De asemenea, Bob Dylan și-a vândut sufletul pentru succes. Ceea ce îndeopște numim realitate istorică este un fenomen care se desfășoară pe două planuri. Primul plan este cel vizibil la îndemâna oricărui om care iese pe stradă sau accesează televiziunile și internetul. Nu este decât vârful icebergului. Cel de-al doilea plan este nevăzut pentru cei mulți. În această dimensiune ascunsă se pune la cale însăși viitorul lumii. Autorii, un grup ocult care veghează destinul omenirii de mii de ani. Cei care au auzit de el le spun Illuminati. Închipuieți fie chiar pentru o clipă că tot ce știi despre realitatea înconjurătoare e un mare fals, că mare parte din ceea ce servește mass media sunt minciuni și manipulări grosolane, că tot ce se spune liber nu este decât rezultatul unui fals care izvorăște dintr-un lung șir de minciuni oficiale. Poate nu este adevărat. Poate că totul nu este decât o simplă concepție conspiraționistă, alarmistă, apocaliptică, la mare modă în aceste vremuri, dar dacă este adevărat. În acest caz vei descoperi încetul cu încetul că puterea acestei lumi nu este aceea pentru care se bat în prezent Statele Unite, Rusia, Japonia, UE. Toate aceste puteri economice și militare nu sunt decât niște piese de joc, mânuite din umbră de adevărații stăpâni ai planetei. De acolo, din anonimatul întunericului, ei leagă și dezleagă mersul lucrurilor. De la cel mai înalt nivel imaginabil al puterii, acest for necunoscut celor mulți, guvernează aproape nestingherit. Ei fac legi și revoluții, ei instaurează guverne, ei hotărăsc ce țări dispar pentru ca altele să le ia locul. Ei fabrică noi ideologii și chiar religii. Se spune că ei au creat o rânduirea capitalistă, tot i-au creat-o și pe cea comunistă. Au eliminat comunismul din istorie ca pe o măsă stricată atunci când au considerat că nu mai corespunde cu planurile lor. Ei făuresc tratatele militare și economice internaționale, îi schimbă regimuri politice și președinții de state ca pe niște simple piese uzate ale unei mașini. Pentru ei, logile masonice de orice rit, NATO, grupul Bilderberg, ONU, Comisia Trilaterală, defuncta URSS și alte organizații pe care le-am văzut sau le vedem încă defilând pompoase la televizor, nu sunt altceva decât terenul de lucru al stăpânilor din umbră. Despre identitățile și naționalitățile iluminatilor nu se cunosc decât foarte puține lucruri, după cum este ușor de bănuit.
În schimb, planurile lor devin vizibile pe măsură ce vălul de pe ochii celui care vrea să afle adevărul e ridicat în egală măsură de setea cunoașterii și de dorința de a fi cu adevărat liber. Puterea lor este cu adevărat mare și temută de oricine ajunge să afle câte ceva despre ei. De-a lungul mileniilor au desăvârșit arta conspirației până aproape de piscul perfecțiunii. Proba de neștirbit a timpului l-a șlefuit politica în patru mari direcții simple și greu de contracarat. Creează conflicte și războaie în care cele două părți provocate luptă una împotriva celeilalte și nu contra adevăratul instigator. Nu apar niciodată în văzul tuturor. Finanțează toate părțile implicate în conflict, trecând totdeauna drept instanța împăciuitoare care pune capăt conflictelor. Totuși, succesul lor mondial nu se bazează pe politica lor inteligent-diabolică, cât pe inerția și superficialitatea marilor mase de oameni din întreaga lume care înghit tot ce li se servește drept viața zilnică și realitatea palpabilă. Mase de oameni care se lasă docil conduse precum o turmă de oi de peste 6 miliarde de capete. Li se spune iluminati, dar nu vă gândiți că vreunul dintre ei a atins iluminarea spirituală nici pe departe. Termenul le-a fost atribuit mai degrabă din frică și obediență. Nu apar niciodată în mass media mondială, din simplu motiv că ei o dețin și o controlează. Dacă vine vorba despre ei, acesta se face într-un context pozitiv sau cel mult neutru. Averile lor sunt incredibile întregul sistem bancar mondial, de la picioarele lor. Milionarii din topurile Forbes nu sunt decât niște simpli băieți de mingi, pe lângă cei care dețin adevărata putere consolidată prin sume de ordinul miilor de miliarde de dolari. Istoria oficială amintește gruparea Illuminati drept organizație ocultă care a luat naștere undeva în anul 1776. Adevărul este vechi de mii de ani. Cu mult înainte de apariția masoneriilor sau a oricărei organizații oculte undeva printre nisipurile Orientului apropiat, se punea la cale o conspirație al cărei scop final era dominarea întregii lumi. Într-un unghie de la marginea civilizațiilor Sumerului și Mesopotamiei lua nașterea așa numită Frăția Șarpelui. Înainte de apariția religiilor monoteiste, cei grupați în Frăția Șarpelui oficiau un cult în care îl venerau pe cel rău, cunoscut atunci cu numele de Pazuzu, cel mai vechi demon trimis pe această planetă. Liderii acestui cult de origine sumeriană spuneau ei înșiși iluminati, deoarece în cazul ritualurilor primeau lumina cunoașterii direct de la stăpânul lor din întuneric. Au străbătut astfel veacurile fără să fie detectați de nimeni. Au privit din umbră nașterea și decăderea Greciei, a Imperiului Roman, răspândirea creștinismului și islamului, consolidarea primelor state ale Europei medievale, descoperirea Americilor, apariția prafului de pușcă și al renașterii. Au decis să acționeze de-abia în seara zilei de 1 mai 1776, când germanul Adam Weishaupt a primit ordinul de a fonda în orașul bavarez Ingolstadt Ordinul Secret al Iluminatilor Bavarezi. Adam Weishaupt a fost crescut într-o mănăstire iezuită, iar la maturitate a devenit profesor de drept canonic în cadrul Universității din Ingolstadt. În anul 1770 a fost contactat de către creditorii săi care aparțineau casei Rothschild pentru a fonda organizația Iluminatilor. De fapt, creditorii transmiteau un ordin primit de la adevărații Iluminati din deșerturile mesopotamiene care deciseseră să acționeze. Mai multe amănunte despre acel moment nu se cunosc până în prezent la nivelul marelui public. Organizația a recrutat pentru început o serie de militanți liberi cugetători, seculariști și republicani recrutați din Marea Lojă Masonică a Germaniei. Alarmați de activitățile lor subversive, care vizau în primul rând eliminarea monarhiei de pe continentul european, autoritățile bavareze au crezut că au distrus ordinul în anul 1785. Se înșelau amarnic. Nu reușiseră decât să aresteze câțiva membri neimportanți. Iluminatii bavarezi erau organizați precum cercurile din interiorul altor cercuri, într-o structură similară cumva cu a foilor de ceapă. Dacă inițiații se dovedeau demni și discreți în păstrarea secretelor transmise, puteau avansa într-un cerc mai mic unde cunoșteau secrete mai importante. Astfel, vârfurile au fost neafectate de lovitura primită din partea autorităților bavareze, fiind libere să se refugieze în Elveția. Istoria neconvențională și neoficială le atribuie crearea celor mai importante revoluții care au schimbat irevocabil fața lumii. Revoluțiile americană, franceză și bolșevică nu au fost deloc niște mișcări social-politice, cât au fost niște planuri precise, organizate până în cel mai mic detaliu. Totuși, a existat o mică scăpare.
În anul 1875, un curier al iluminatilor bavarezi străbătea călare distanța între Frankfurt și Paris. Providența a făcut ca acesta să fie trăznit în timpul unei furtuni. Asupra sa a fost descoperit un document care este cunoscut în cercurile oculte sub numele de Noul Testament al Satanei. Primul punct al documentului conținea o serie de directive uimitor de actuale. Primul secret necesar conducerii oamenilor este strict legat de supremația asupra opiniei publice. Astfel se poate provoca atâta vrajbă, îndoială și păreri contradictorii, încât oamenii de rând nu se pot orienta în această harababură, ci sunt convinși că este mai bine să nu aibă vreo opinie personală cu privire la politică. Trebuie aprinse și asâțate pasiunile poporului. În acest scop trebuie creată o literatură murdară, facilă, lipsită de spirit și dezgustătoare. Mai departe ține de datoria presei să demonstreze neputința non-iluminatilor în toate domeniile activităților umane. Autori și cercetători în domeniul periculos al societăților secrete și al conspirațiilor globale, precum David Icke, Ryan Burke, Jerry Lina, Morgan Gricar, Ralph Epperson, Jan van Helsing, Fritz Springmeier, Serge Monas sau Vernon Stauffer, sunt de părere că iluminatii dirigează întreaga activitate mondială prin intermediul așa numitei nobilim sau aristocrații negre. Însăși, societățile secrete de rang secund, precum cavalerii templieri, iezuiții, maltezii, francmasoneria, partidul nazist și cel comunist, organizațiile Thule și Ordo Templis Orientalis, grupul Bilderberg, comisia trilaterală, etc., ar fi conduse de membrii nobilimii negre. Chiar și în istoria oficială e bine cunoscută perioada de tristă amintire din istoria Veneției și Genovei, perioadă în care nobilimea neagră și-a făcut apariția publică pentru prima oară în secolul al XII-lea, preluând monopolul afacerii. Oamenii i-au numit nobilimea neagră datorită cruzimii lăcomiei și lipsei totale a oricărui atribut moral sau creștinesc. Printr-un șir nemăsurat de crime, violuri, răpiri, șantaje, terorism, jafuri și chiar magie neagră, au anihilat orice formă de opoziție pentru a-și atinge scopurile. Cu trecerea timpului au devenit incredibil de bogați, puternici și influenți. Descendenții acestora ar deține și în prezent monopolurile asupra comerțului mondial și sunt adevărați stăpâni ai mafiei italiene. Autorul Fritz Springmeier, în lucrarea Bloodlines of the Illuminati, enumera cele 13 familii care alcătuiesc forul conducător al nobilimii negre: Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee din China, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn și Casa Merovingiană. Cercetătorul John Coleman, care a studiat istoricul nobilimii negre, afirmă că rădăcinile lor pot fi urmărite dincolo de oligarhii medievali ai Veneției. Aceștia ar fi avut origine asiatică și s-ar fi căsătorit cu membrii caselor regale europene încă de acum peste 800 de ani. Evenimentele s-ar fi întâmplat în urma unei mari victorii a unor triburi nomade de origine asiatică din zona Volgăi asupra invadatorilor arab-musulmani. Imediat după bătălie, viitorul împărat bizantin, Constantin al V-lea, s-a căsătorit cu o prințesă din acele triburi. Fiul lor a fost faimosul împărat Leo al IV-lea. Membrii familiei de medici, precum și Papa Pius al XII-lea, au făcut parte la rândul lor din aristocrația neagră. Cultul lor era de o sorginte satanistă, evidențiat prin practici avansate de magie neagră. La o privire mai atentă, reiese că aceste metode de magie neagră sunt la originea tuturor tehnicilor de influențare și manipulare a maselor de oameni. Aceasta în ciuda faptului că imensa mașinărie de propagandă oficială se ascunde sub motive așa zis științifice, în care declară că diavolul nu există, iar religiile nu sunt altceva decât o formă de misticism sub care se ascund oamenii sărași cu duhul. Cel mai vechi truc al diavolului este acela de a spune că el nu există, spune o maximă a înțelepților creștini. Aceeași mașinărie de propagandă cu orientare științifică ateie a avut grijă să îndoctrineze societățile vestice încă din anii 50-60 cu ideea că nu există forțe supranaturale și fenomene paranormale, iar magia nu ar fi altceva decât un derizoriu fenomen de circ și variete. Majoritatea covârșitoare a cercetătorilor și autorilor din domeniul istoriei neoficiale și teoriilor conspiraționiste cade acord în privința faptului că iluminatii lucrează pentru îndeplinirea unei adevărate succesiuni de noi ordini mondiale. Noua ordine mondială e formată de fapt din mai multe etape de orânduri sociale care succed una altora
până în momentul în care absolut toți oamenii vor fi controlați, însemnați și folosiți după bunul plac al celor care conduc lumea. Ultima formă a noii ordini mondiale ar fi aceea în care iluminatii vor restrânge numărul oamenilor de pe planetă de la câteva miliarde la câteva milioane. În acest scop vor crea războaie, crize alimentare, noi boli și viruși fără leac. Toți cei care au studiat motivele și principiile stăpânilor lumii vizibile cred că aceasta este direcția în care vor evolua lucrurile în viitorul apropiat. Cât de mult adevăr există în aceste presupuneri apocaliptice, nu poate certifica nimeni cu siguranță. Tot ce se poate spune este că situația mondială se va precipita dramatic în următorii 10-20 de ani. Inițiații pe tărâmurile spiritului afirmă la rândul lor că iluminatii sunt doar o uriașă piatră de încercare, peste care omenirea este nevoită să treacă în decursul evoluției sale de la o specie agresivă gotic-materialistă spre o clasă superioară a desăvârșirii spirituale. Tot ei afirmă că iluminatii sunt de fapt fructul păcatelor noastre, deoarece dacă ar avea acces la bogăție și putere absolută, peste 90% din oamenii din prezent ar acționa la fel ca actualii iluminatii. Nu e vorba în ultimă instanță decât de o trăire inferioară izvorâtă din frică și mândrie care îi face pe oamenii de la toate nivelurile societății să-și controleze, abuzeze, folosească și mintă semenii aflați într-o stare de vulnerabilitate și inferioritate, trăire care, din păcate, a devenit o trăsătură de caracter definitorie pentru specia umană din prezent. Ca o concluzie cerese din toate teoriile emise de cei care și-au dedicat viața studierii celor care ne conduc planeta, iluminatii nu ar fi reușit totuși să ajungă atât de puternici dacă oamenii nu s-ar fi lăsat folosiți și nu le-ar fi permis să le controleze destinele. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!